Este o vreme normală pentru luna noiembrie. Am avut ger, am avut viscol, acum 12-15 grade. Au fost puține intervale cu vreme normală în luna noiembrie. Practic, dacă e să ne uităm retrospectiv acum că tot se apropie de final această lună, putem spune că a fost o lună a extremelor. Prima jumătate a lunii a fost foarte caldă, am avut valori termice cam plină vară, nu mai spun începutul lunii noiembrie, a adus și temperaturi de peste 25 de grade, pragul unei zile de vară. Ba chiar la începutul lunii am avut acel episod în sud-estul țării cu instabilitatea atmosferică accentuată, am avut coduri portocalii și roșii cu acele vijelii puternice. Dacă ne aducem aminte, în zona Bărăganului, în județul Constanța, am avut și vânt de peste 100 de km la oră, frecvente descărcări electrice, averse cam plină vară. Însă, după jumătatea lunii, încet, încet, acest aer polar, care ne-a ocolit în mare parte din timp, a început să coboare mai mult către latitudini sudice și au fost pătrunderi reci. Iar pe aceste pătrunderi reci s-au cuplat și cu precipitații și am văzut că deja a fost încă un eveniment sever înainte să avem cel de viscol în weekendul 18-19 noiembrie. Un cod roșu de vânt că în Aucastin, care a dublat avertizarea generală, a fost un ciclon foarte activ în bazinul, în vestul Mării Negre, care a generat în zona litoralului și rafale de peste 100-120 de km la oră, ceea ce a impus acel cod roșu. Am văzut că au fost probleme în acest sens. Și iată un episod chiar weekendul care s-a terminat, weekendul 25-26 noiembrie, am avut data asta chiar un episod de iarnă, pentru că de data aceasta pătrunderea rece a fost mai avansată și s-a cuplat cu acele precipitații abundente. Am văzut că am avut viscol în toată partea de sud-est a României, sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea și au fost numeroase probleme. Deci a fost o lună noiembrie chiar a extremelor, dacă putem spune. Ce este cu acest ciclon? De obicei veneau din Mediterana, acum a fost și în Marea Neagră, înțeleg. Ciclonul de care vorbim este ciclonul din weekendul trecut, ultimul episod cu vreme severă. El s-a generat într-adevăr clasic pe pătrunderea rece, s-a generat în zona Mării Adriatice, în bazinul central al Mării Mediterane, de fapt, iar circulația a făcut ca el să avanseze către nordul peninsulei balcanice, sudul României. Însă, în traiectoria lui, la un moment dat, în dimineața zilei de duminică și la începutul zilei de duminică, s-a poziționat deasupra Mării Negre și așa cum se întâmplă, în această perioadă anului mările au temperatură mai ridicată decât uscatul și la acest contrast termic nu a făcut decât să activeze și mai mult acest ciclon care s-a adâncit și mai mult și s-a intensificat. Din acest moment motiv am avut acele intensificări puternice ale vântului în zona costieră a Dobrogei, dar au fost probleme mari în Republica Moldova și în sudul Ucrainei. Am văzut că acolo au fost și valuri mari pentru că au fost viteze ale vântului în largul mării chiar și de peste 120-140 de km la oră, ceea ce putem spune că a fost chiar de forța unui uragan, cu toate că noi aici nu vorbim de uragane, știm că ciclonii, în funcție de poziția lor și pe glob, au diferite și plus că trebuie să facem cumva diferența între ciclonii care se generează în Europa, care este de natură dinamică, aerul rece intră în conexiune cu aerul mai cald și începe rotația, față de ciclonii tropical sau extratropical care se formează deasupra mărilor. Acolo avem o mașinărie termică și acolo vorbim de uragane, de taifunuri, dar ca viteză, având în vedere că a depășit 120 de km la oră, putem spune că a suflat și aici în vestul Mării Negre cu forța unui uragan. Dar așa cum a pornit, s-a și oprit foarte repede. Da, din fericire, circulația a fost foarte rapidă și atunci ciclonul și-a urmat această traiectorie sud-vest-nord-est și după ce a părăsit bazinul nord-vestic al Mării Negre, s-a îndreptat foarte repede către Ucraina și apoi către câmpia rusă. Din fericire, spun, pentru că de multe ori se întâmplă să avem blocaje atmosferice și atunci ciclonii să rămână pe loc o perioadă mai lungă sau îndelungată sau chiar să, de exemplu, să retrogradeze, cum spune noi, adică se întoarcă înapoi din mișcarea lui de avans și atunci pot fi probleme mai mari. Din fericire, fenomenele n-au durat așa mult, dar oricum au creat probleme și în țara noastră.
Cantitățile de apă au fost semnificative, venim după câteva luni de secetă. Da, exact, asta vreau să spun. Să luăm partea bună din acest episoade din luna noiembrie, care a ieșit peste normă ca și medie. Să nu uităm că venim după 3 luni secetoase, august, septembrie și octombrie. Cât de cât aceste cantități care am avut în general și peste 50-70 de litri cumulat pe toată luna în partea de sud și sud-est, au mai refăcut un pic din această secetă care era extrem de puternică, moderată aici în partea de sud-sud-est și aș da, de exemplu, și Bucureștiu, care în acele 3 luni, iulie, august, septembrie și octombrie, a strâns doar 25 de litri în aceste 3 luni, față de media de 150, iar acum, în luna noiembrie, are deja 60 de litri la activ și a depășit media cu jumătate de cantitate. Deci, în loc de 40 ceva de litri, avem 60 de litri. Aici să tragem partea bună, faptul că avem cât de cât acum o rezervă bună de umiditate în sol. Și în Moldova, Dobrogea? S-a mai refăcut și acolo, mai sunt probleme deocamdată pentru partea centrală a Moldovei, pentru că toate precipitațiile au fost mai pe partea de sud-sud-est, adică nu prea au ajuns sau avansat prea mult către Moldova, dar în zilele următoare, așa cum o să vedem, mai avem parte de precipitații din nou în mare parte din țară. Cum va fi vremea de Sărbătoarea Națională? Da, vremea o să fie un pic împărțită. Pe de o parte, dacă e să ne referim la aspect, în regiunile intracarpatice, adică în Banat, în Crișana, în Maramureș, în Transilvania, chiar și în jumătatea de nord a Moldovei, va fi o zi cu cer înnorat, vor fi și precipitații, în principal sub formă de ploaie, iar pe la munte, mai ales în masivele vestice, în Carpații Occidentali, în jumătatea de nord a orientalilor, ne așteptăm la precipitații amestecate, pe lângă ploi, în zonele mai înalte și Lapovițe și Nisori. Pot să se strângă și cantități de apă mai însemnate până dimineața zilei de 2 decembrie. Însă pentru partea de sus și sud-est, și mă refer în principal la capitală, pentru că aici va fi parada, veștile sunt foarte bune. În capitală un cer variabil, adică câțiva nori pe cer care nu vor crea probleme, vom avea parte de soare, poate puțină ceață dimineața, iar ca temperaturi stăm destul de bine. E adevărat că dimineața de tot la orele 6-7 vom porni undeva cu 0-2 grade, ușor peste pragul de îngheț, dar cu cât înaintăm în zi și va începe parada, temperaturile vor crește, estimăm o maximă în jurul la 15 grade, ceea ce este destul de mult. În mod normal ar trebui să avem cam 6-7 grade în termometre, iar la paradă să fie undeva pe la 80 grade și nici vântul nu va crea probleme, deci sunt condiții prielnice desfășurării paradei, inclusiv cea aeriană. Există stradă de zăpadă undeva la munte, s-a depus semnificativ astfel încât se poată schia? Da, adică avem stradă de zăpadă, acum să vedem cum este starea părtilor, din ce am mai auzit și eu pe la televizor, tot așa din știri. Adică majoritatea celor care se ocupă de părți au zis că anul acesta se poate schia în mai multe zone, se pot practica sporturile de iarnă față de ultimii ani când zăpada a calmițit. Ea venea de obicei în a doua parte a iernii. Iată că de data asta, în urma nisorilor, care au fost mai multe episoade de nisoare în zona de munte, chiar avem un strat de peste 20, 30, 40 de centimetri, în special altitudini de peste 1700 de metri, dar există un strat cât de cât bunicel și în zonele mai joase, adică sunt părți care pot fi întreținute acum, de exemplu, cu tunurile de zăpadă, mai ales că temperaturile din timpul nopții vor fi în general negative. Și dacă spuneți că în Carpații Occidental și da, o să fie la Lapovițe și Nisoare, strică asta pârtile în Maramureș și în... S-ar putea să mai topească un pic stratul de zăpadă, dar până atunci, până să vină acele mixte, deocamdată mai avem această noapte, de fapt în orele următoare și în această noapte, să nu uităm că avem un cod galben pentru nisori viscolite în zonele montane, în toate zonele montane, și așteptăm să se mai depună în medie 5, 10, poate și peste 15 cm în zonele mai înalte, deci iată avem încă un strat suplimentar de zăpadă. Este adevărat că undeva în 30 spre 1 o să mai fie și formă lichidă, dar cred că se va putea schia de 1 decembrie pe majoritatea părtiilor. Colegii dumneavoastră de la Vârf Omul au dat zăpadă, cât de mare
în fața... Da, stații. Uneori, așa cum știm, când bate vântul, se formează acele treiene la adăpost, pot și depășească un metru, doi metri pe timpul iernii, sunt acele condiții de iarnă autentice. Deocamdată nu avem încă treiene prea mari, dar iarna a început promițător în zona de munte. Nu se pot face estimări. Știu că, în general, spuneți că mai mult de 2-3 săptămâni nu putem merge. Aș spune mai degrabă o săptămână, pentru că, vedeți, noi într-adevăr dispunem în acest moment și pe site de o prognoză pe 4 săptămâni, dar acele prognoze sunt mediate pe toată săptămâna și ca și cantități și ca temperaturi. Din păcate, aceste medieri cumva nu surprind fenomenele extreme, pentru că vârfurile nu le surprind, practic mediază și iată că se poate întâmpla să avem un episod din acesta sever care nu poate fi prognozat cu mai mult de o săptămână înainte. Deocamdată acele estimări sugerează că pentru perioada aceea din apropierea Crăciunului am avea parte undeva de temperaturi în jurul normelor sau ușor peste. Care ar fi normele în acea perioadă? Păi ar trebui să avem undeva între -20 grade maxime în estul Transilvaniei, cel mult 4-5 grade în sudul extrem, iar nopțile să aducă temperaturi negative, -6 la 0 grade în mare parte din țară. Deci cam astea sunt mediile pentru acea perioadă, iar deocamdată aceste estimări sugerează faptul că vom fi undeva acolo, însă ele nu surprind fenomenele extreme. Nu putem spune acum dacă nu putem avea de asemenea un episod de răcire brusc, drastic. Nu poate fi surprins de pe acum, dar cu siguranță vom veni cu detalii cu o săptămână, două înainte de Crăciun și de Revelion cu detalii, bineînțeles. Dacă a fost, dacă nu este zăpadă, dacă a plouat anis în România, ne gândim că părțile din Alpi sunt numai bune. Da, vreau să spun că cam de o lună jumate vorbim de o ciclogeneză, cum spunem noi, adică ciclonii sunt foarte activi. Ei au fost, în prima parte a toamnei, au fost mai activi în zona Atlanticului, în Europa vestică, centrală, nordică, după care lucrurile s-au mai schimbat odată cu creșterea presiunii în nordul continentului, au început să apară ciclonii, se formeze acești cicloni mediteraneeni clasici și în zonele mai joase și au afectat și sud-estul continentului. Într-adevăr, în toată zona asta, dinspre Alpi, către munții din Arici, către Carpați, la altitudini mari există strat consistent de zăpadă și practic și în perioada următoare vom mai avea parte de cicloni, cel puțin în următoarele două săptămâni. În toată jumătatea de sud a continentului vor mai fi precipitații, cu siguranță mai ales formă solidă în zonele înalte de relief, deci se va mai depune strat de zăpadă. Am întrebat nu neapărat pentru cei care vor să meargă la schi, ci pentru faptul că anul trecut nu a nins în Alpi până spre primăvară și Dunărea a fost căzută, a fost secetă într-o mare parte a Europei. Da, anul trecut a fost o excepție. Cred că a fost cea mai caldă iarnă la nivel european, inclusiv în țara noastră. În toate lunile de iarnă am depășit media climatologică. Nu mai punem în balanță luna ianuarie, care e și cea mai caldă. Am avut o abatere de +5 grade și, dacă mi-aduc bine aminte, a fost chiar și o zi undeva spre mijlocul lunii când am bătut recordurile absolute ale lunii ianuarie. Am înregistrat 23 de grade în extremitatea de sud a continentului, dar de obicei așa se întâmplă climatologic vorbind, se pare că anul ăsta așa va fi, după o vară foarte fierbinte, să ne aducem aminte că și vara aceasta a fost foarte fierbinte la nivelul Europei, mai ales aici în jumătatea de sud, inclusiv în țara noastră, de obicei vine o iarnă mai aspră și iată că deocamdată începutul, nici n-am început bine iarna calendaristic și deja am avut 1-2 episoade cam de iarnă în țara noastră. Deci ar putea să ne aștepte o iarnă mai grea. O iarnă mai grea, dar eu cred că în continuare vom avea parte de aceste extreme, pentru că în contextul încălzirii globale vedem că în fiecare an din ce în ce mai des apar în discuție aceste extreme. Adică cu siguranță vom mai avea și fenomene, intervale și fenomene de iarnă, dar și cu siguranță intervale cu temperaturi de primăvară. O să vedem că și în decembrie, ianuarie, așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, vor mai fi zile cu temperaturi aici pe sudul țării, probabil peste 10-15 grade, o să ne amintească așa scurt de primăvară. Dacă ne gândim la lunile de vară, care au fost călduroase, dar fără extreme, însă canicula a durat foarte mult.
S-a întins pe mai multe da, săptămâni. Da, din păcate anul acesta am avut o situație un pic atipică față de anii precedenți. Ideea este că am avut acela aer cald nord-african care a pus stăpânire la începutul verii, a pus stăpânire cumva pe zona peninsulei iberice, pe partea de sud a continentului și ușor, ușor în a doua parte, de fapt din luna iulie încolo, iulie și august, inclusiv începutul lui septembrie și luna septembrie, a continuat să înainteze și practic a rămas blocată pe toată jumătatea de sud a continentului. Rare ori a coborât puțin, după care a pulsat din nou și din acest motiv am avut și noi multe zile, am avut o vară cu multe zile caniculare și cu acele coduri multe galbene, portocalii și chiar roșii la un moment dat, inclusiv pe partea de sud a țării. Am înregistrat, dacă mi-aduc aminte, cred că 42 de grade, ce a fost cea mai ridicată temperatură în sud-est. Și la sfârșit de iulie și început de august. Și dacă ne gândim la medie, s-ar putea, adică putem spera totuși la o iarnă mai blândă, dacă ne gândim că a crescut temperatura la nivel global. Depinde, da. Sau, din potrivă, fiind atât de perioadă atât de lungă cu vreme caldă, da. Acum să ne aștepte o iarnă. De obicei, climatologii susțin faptul că această încălzire globală indică faptul că vedem că în fiecare an avem anul imediat următor doboară pe celălalt aproape în serie, așa este o creștere ușor exponențială, iar această creștere în temperatură atât medie la nivelul oceanelor și uscatului face să avem mai multă energie în sistem și cu cât avem mai multă energie în sistem, cu atâtea se dezvoltă mai mult furtunile în timpul verii, vedem că și ciclonii tind să se dezvolte mai mult atunci când au potențial ridicat de temperatură, deci ne putem aștepta în continuare la extreme, nu înseamnă că va urma o iarnă blândă. Unde putem avea extreme, am zis, intervale cu aspect de primăvară, dar și intervale de iarnă, motiv pentru care iată că am avut chiar în a doua jumătate a lunii noiembrie. Dacă vorbim de viteze de 120 de km la oră, viteza vântului, noi orășenii nu prea ni le imaginăm, vedem însă la televizor ce înseamnă un uragan, un taifun, ar putea să producă pagube materiale, dacă este pe uscat, acum ați spus că s-au petrecut, s-au înregistrat în larg aceste da, în ultimii ani nu prea mai înregistrat viteze așa mare ale vântului. E adevărat că la noi în țară au mai fost situații de iarnă când am avut prăbușiri de masă rece și atunci aceste intensificări ale vântului le-am simțit mai ales în zona montană înaltă. În ultimii ani am mai dat coduri roșii, dar strict la zonele pe crestele cele mai înalte, pentru că acolo s-a simțit mai mult influența vântului, dar în zonele joase nici eu nu prea mai aduc aminte în ultimii 50 ani să fi avut asemenea intensificări ale vântului undeva la începutul debutului sezonului rece. Dar cum a fost niște situații excepționale, acești cicloni care au venit deasupra Mării Negre și care, marea fiind încă foarte caldă, inclusiv Marea Neagră, a creat condiții propice ca acest ciclon să se dezvolte și mai adânc și să determine aceste intensificări ale vântului și cu siguranță problemele au apărut în zona costieră cu acele valuri foarte mari. Da, și de peste 10-12 metri, mai ales în zona Crimeei, am înțeles. Cum le-am resimțit noi dacă am ieșit din casă? Cum ar Păi de obicei la un vânt de peste 100 de kilometri la oră cam nu prea te mai poți ține pe picioare, iar pentru noi în țara noastră, să spunem așa, cele mai urâte situații sunt cele de viscol, atunci când aceste intensificări ale vântului foarte puternice se asociază și cu ninsoare, practic vizibilitatea se duce, este foarte scăzută, nu poți rezista, adică ideea este, ar fi indicat să nu se circule în acea perioadă, dar așa cum am văzut, este imposibil de închis toate drumurile și de multe ori ne confruntăm cu aceste situații în care unii oameni sunt prinși în mașini și nu mai au cum să nici cei cu dezăpezirea nu mai pot ajunge pentru că nu pot face față viscului la asemenea vizibilitate, degeaba dai un pic zăpada pentru că este adusă imediat în câteva minute înapoi. Deci ideea este că odată pornit viscolul, fenomenele devin severe, plus că cei care sunt prinși pot suferi destul de adică pot suferi și de asemenea de hipotermie, mai ales că temperaturile resimțite scad foarte mult. Putem avea, de exemplu, 0 grade ca temperatură măsurată, dar cu un vânt de 100 de km la oră putem resimți undeva pe la minus 15, minus 20 de grade, spun așa. Deci senzația este foarte... Bineînțeles că putem intra în șoc hipotermic.
Acum cât timp înainte ați lansat avertismentele de vremerea, de viscol? Mă gândesc de ce totuși nu simțiți o supărare că lumea nu le ia în calcul, nu ține seama și pleacă spre Constanța, Brăila, Galați, deși erau... Fenomenele cele mai severe au început în seara zilei de sâmbătă și au continuat în noaptea de sâmbătă spre duminică și mare parte din ziua de duminică. Iar noi am lăsat avertismentul de cod galben și portocaliu vine dimineața, deci cam cu 36 de ore înainte de eveniment. De altfel, așa se întâmplă și în țările celelalte, inclusiv în România. De obicei, aceste avertizări generale se emit cu cel mult 12, 24, 36 de ore înaintea evenimentului pentru a avea o probabilitate mai mare de realizare, pentru că există situații în care lucrurile se mai pot schimba pe parcurs și atunci s-a mai întâmplat de multe ori ca ciclonul să o ia mai jos sau mai sus și atunci fenomenul să nu mai fie de intensitate. De astea, de obicei, avertizările generale se emit cu cel mult o zi, două înainte de evenimentul. Deci autoritățile au fost înștiințate, dar v-am spus, e imposibil să țipă toată lumea închisă, numai dacă închideau drumurile dinainte, într-adevăr. Dacă poate să fi închis, de exemplu, autostrada Soarelui, dar bineînțeles că asta putea să o închidă sâmbătă seara, că nu poți să închizi sâmbătă pe zi în condițiile care până atunci nu ai fenomene severe. A plouat și a bătut un pic vântul, adică lumea cu siguranță poate ar fi fost nemulțumită, este greu. Dar vedem că astfel de evenimente se întâmplă cam peste tot în lume când avem fenomene extreme. Am văzut că Bulgaria a fost extrem de afectată. Da. Da, și a fost în raza acestui ciclon care s-a activat în vestul Mării Negre și au fost probleme mai ales pe partea de nord și de est a Bulgariei. Acolo au fost cantități mari față de noi. Noi am fost un pic cu masa un pic mai caldă și atunci pe partea de sud a țării noastre au predominat ploile până să se transforme în ninsoare. Dar la ei au cantitatea de apă a fost mai mult din stare solidă și atunci, într-adevăr, au fost ninsoare mai abundente și s-a depozitat mai consistent de zăpadă acolo. Vin aceste fenomene extreme la o lună sau două de la inundațiile din Grecia. Au fost mai multe episoade în zona Mediteranei. Devine un loc periculos. Da, din păcate zona Mediteranei este un loc periculos, mai ales când atunci când coboară acest aer mai rece, intră în contact cu aer mai cald din zona Mediteranei și duce la formarea acestor cicloni. Vedem că sunt fenomene extreme, sau cum să spun eu, crește cu fiecare an, parcă avem un număr mai mare de evenimente cu fenomene extreme. Avem o creștere în frecvență și intensitatea acestora, iar adevărat în această sfârșit de vară, început de toamnă, au fost probleme. Ciclonii ne-au ocolit un pic pe noi și au fost mai cu latitudini mai sudice și au creat acele probleme în Grecia, în Turcia. Din păcate, acolo mai avem o problemă, pentru că atunci când ai cantități mari, contează foarte mult și forma reliefului, iar acolo, într-adevăr, avem un relief foarte variat, avem zonă muntoasă care imediat coboară către mare și atunci, cu siguranță, când plouă, de exemplu, cum s-a întâmplat atunci 100-200 de litri în mai puțin de 24 de ore, toată acea cantitate de apă nu mai poate fi înmagazinată și atunci apare acele și șuvoaie de apă. Am văzut și mătură tot în cale, a luat tot ce a găsit în zona lor, mașini, și adică forța este foarte puternică. Deci, din păcate, în partea asta de sud-est contează puțin și relieful. Chiar și la noi în țară avem zone deluroase și montane care am văzut că devin vulnerabile când avem cantități mari de apă și ne confruntăm și noi cu inundații. La începutul verii a fost în Tulcea. În Tulcea, în județul Tulcea, au fost mașini smulse de pe carosabil în luna iunie. Da, acolo a fost o situație strict locală. A plouat foarte mult într-o zonă. Am avut punctifon, cred că și peste 70-80 de litri într-un interval foarte scurt de timp. Numai că acolo, practic, apa s-a adunat. Așa cum știm, sunt zone de relief. Chiar dacă avem câmpie, sunt zone unde sunt un pic mai joase și se adună apa de peste tot. Așa cred că s-a întâmplat acolo. Și am văzut chiar și în capitală, la o ploaie de peste 15-20-25 de litri pe metru pătrat vara în interval scurt, sunt anumite zone mai vulnerabile. De exemplu, zona Tineretului, care sunt mai joase și imediat colectează toată apa. Deci, aceste fenomene se petrec chiar și la câmpie. Care a fost cea mai rece iarnă sau cea mai friguroasă, cea mai scăzută temperatură în România?
Deocamdată rămâne acea minus 38,5 de la stația Meteo Bod din județul Brașov, cred că din 1942. E adevărat că în ultimii ani, dacă e să ne uităm retrospectiv, așa numitele 8-10 ien, cam nu prea mai avut temperaturi scăzute, am mai avut scurte episoade cu ger. Ger, apropo, înseamnă temperaturi sub minus 10 grade, nu sub 0 grade, cum anumiți colegi din presă mai fac această confuzie și cum scad temperaturile sub 0 grade, vorbesc de ger, deci temperaturi sub minus 10 grade, însă climatologic vorbind, încă în țara noastră mai putem avea pe timpul iernii intervale cu ger. Cred că, dacă nu mă înșel, iarna trecută am avut la final de ianuarie, început de februarie, un scurt episod de iarnă cu un viscol în nord-est, în sud-estul țării noastre, după care am avut câteva zile cu ger, am avut și temperaturi sub minus 15, minus 20 de grade. Deocamdată nu mai sunt iernile de altă dată, dar în contextul acestor extreme ne mai putem trezi în anumite ieni cu temperaturi și sub minus 20, minus 25 de grade. Circulă fotografii din anii 50 cu tramvaiele printr-un tunel prin zăpadă în București, cu zăpada mai înaltă decât... Da, eu nu am prins, dar am văzut acele filmulețe exact și cred că se referă la episodul de la începutul lunii februarie din anul 1954. Au fost mai multe episoade, am avut cred că vreo 3-4 cicloni care s-au generat tot așa în zona Mediteranei și care au evoluat peste peninsula Balcanică, iar la un moment dat, la ultimul episod, au fost cantități foarte mari de apă. Am avut, cred că, și peste un metru de zăpadă în lunca Dunării și atunci s-a suprapus și cu un vânt foarte puternic. Am avut vânturi de peste 120 de kilometri la oră chiar în zona Bucureștiului și având în vedere cantitatea mare de zăpadă, s-au format acele troiene și de peste 2 metri în zona Bucureștiului. De fapt, au fost probleme în tot Bărăganul atunci și în Dobrogea, nu numai în capitală. Deci, practic, nu era un strat de zăpadă de 2 metri, ci loc, pentru că așa cum știm că în vântul spulberă, dar unde găsește adăpost, acolo depozitează tot. Deci au fost zone în București unde zăpada a depășit și 2-3 metri. Și au fost speculate, practic, pozele erau din, fotografiile erau din acele... Exact, din februarie 1954, da. Nu, zic, din acele zone unde s-a strâns zăpada și astfel depășea acoperișul tramvaiului sau autobuzului. A fost un episod neobișnuit. Se întâmplă un episod în ăsta odată la 50-100 de ani, într-adevăr. Asta chiar a fost excepțional, cu acele vânturi și cantități mari de apă. Și când s-a topit acea cantitate mare de zăpadă, n-a inundat străzile, subsolul? Am înțeles că n-am fost părtaș, dar din ce am auzit, imediat după viscol, în acele 2-3 săptămâni, practic o mare parte din cantitatea de zăpadă a fost aruncată în Dâmbovița sau a fost dusă în împrejurim sau ideea că s-a scăpat, că altfel, într-adevăr, s-ar fi putut crea inundații masive dacă se suprapunea și cu o perioadă mai caldă și cu ploi. Că în timpul iernii poți să ai o încălzire care, după ce ți-a dat zăpadă, să te trezești cu ploaie și cu temperaturi ridicate și atunci avem un cumul de factori. Da. Astăzi nu e interzis să arunci zăpada în Dâmbovița, deși sunt rampe pe traseul canalului, să-i spunem, nu se permite aruncarea zăpezii. Mă gândesc ce se va întâmpla într-o astfel de situație. Da, să sperăm că nu o să ajungem acolo. Oricum, am avut probleme la București, sunt probleme chiar și când stratul depășește câțiva centimetri și avem un vânt mai intens. Am văzut că și așa traficul, avem probleme cu traficul când se circulă în condiții normale, cu vremea dapăi, când să avem un episod de viscol, da. Dacă ne gândim, au căzut acum câțiva stâlpi de electricitate, a fost oprit curentul în multe localități, dar tot așa ne amintim episodul cu chiciură, cu, acum în engleză, black ice, cu gheață pe stâlpi de înaltă tensiune. A fost... un astfel de fenomen n-a mai fost de mult înregistrat. Da, chiar îmi aduc aminte de acel fenomen.
pentru că am și o lucrare în privința asta. Ne referim la ianuarie 2019. Am avut 3 zile când am avut un blocaj aici cu un ciclon care a determinat precipitații, numai că a fost o situație nefavorabilă. De obicei, această ploaie înghețată, care poartă denumirea la noi de ploaie înghețată, într-adevăr, freezing rain în engleză, se creează atunci când ai un strat de aer mai cald în altitudine. Am avut un aer mai rece în primul kilometru, după care am avut un strat de aer mai cald în următorii 2-3 kilometri și atunci, într-adevăr, din nori au venit aceste picături de apă care, stratul fiind foarte îngust, ele s-au suprarăcit, nu s-au mai apucat să se transforme în ninsoare și atunci au venit suprarăcite și tot ce a întâlnit la nivelul solului s-a depus instantaneu. Din păcate, atunci am avut un interval foarte mare, de vreo 72 de ore cu mici pauze a acestui fenomen, astfel încât tot aici, în partea de sud-est, în estul Munteniei, în Dobrogea continentală, au fost depuneri și de 2-3 cm de strat de ploaie înghețată pe cablu și am avut probleme mari în acea perioadă, da. Nu poate fi prevăzut o astfel de situație. Intră tot în fenomene severe și poate fi pronozat cu 1, 2, 3 zile înainte. Dar în ultimii ani n-am mai avut probleme cu ploaia înghețată, dar pe timpul sezonului rece, după viscole și ceață, care sunt cam cele mai frecvente, putem lua în calcul și 1, 2 episoade cu ploaie înghețată de-a lungul sezonului rece. Se pot întâmpla când se creează aceste condiții specifice. Nici episoade de ceață aici în București n-au fost în ultimii ani așa foarte... Da, știu la ce vă referiți. Vă referiți în principal la situațiile când am avut fie acea vreme închisă. Într-adevăr, în ultimii 4-5 ani, datorită faptului că am avut circulații foarte rapide și nu am avut circulații de blocaj, atunci nu au fost condiții să se formeze acei strați sau ceață care să persiste, uneori pot persista în zonele joase și 2-3 săptămâni. În Londra, în Marea Britanie, au avut în anii 50 o astfel de situație, au murit oameni din cauza fumului de cărbune combinat cu ceața care nu s-a mai risipit. Da, exact. Iar este un fenomen periculos, mai ales atunci când avem stagnarea maselor, avem un anticiclon care practic sunt mișcări descendențe și atunci aerul de la nivelul solului cam stă pe loc și pot apărea probleme cu poluarea, într-adevăr. Aici s-a mai întâmplat și în București să simțim pe tipul iernii acel miros de smog sau de... Da. Poluarea poate să persiste mai multe zile, mai ales atunci când circulația este foarte slabă, da. Este acel... mă scuzați că nu îmi scap acum, da. Smog. Smog, inversiune termică, da, uitați-vă, se creează acea inversiune termică, da, aerul rece rămâne jos și aerul cald mai sus. Să reluăm, da. Ca să taie, da. Deci... Asta cu este acea situație? Da, este acea situație cu inversiunea termică mult cunoscută, în care aerul rece rămâne la nivelul solului și aerul mai cald deasupra și practic se creează acest blocaj, iar aerul nu mai circulă deloc la nivelul solului. Din perspectiva precipitațiilor, nu putem evalua cum a fost anul 2023. Din punct de vedere al precipitațiilor, a fost un an destul secetos. Luna aprilie a avut cantități mai mari de precipitații. În restul lunilor am avut, în general, valori sub mediile climatologice. Începutul lunii de vară a adus celebrele averse torențiale, mai ales în zonele de loroase și montane, dar pe ansamblu a fost un an mai secetos. Nu mai spun începutul toamnei, octombrie și noiembrie, v-am spus, pe partea de sud a țării au fost doar 10 litri în două luni, este foarte puțin. Norocul luna noiembrie, care deocamdată a mai refăcut din rezervă, având în vedere că avem o medie în acest moment de 85 de litri față de media de 47 a lunii de litri pe metru pătrat. Fermierii s-au plâns în ultimii ani de faptul că nu puteau face lucrări agricole din cauza pământului uscat, înghețat. Acum anul agricol a început în septembrie. Da, din păcate, o parte din însămânțări au fost un pic bulversate așa de seceta asta, mai ales aici pe partea de sus și sud-est. Acum să vedem, într-adevăr, au mai venit precipitații, dar
Cumva, din păcate, încă stăm la mâna vremii, mai ales că încă nu se fac acele irigații, adică ar trebui să facem un sistem de irigații mai intens, mai ales că știm că aici, pe partea de sud-sud-est a țării, este cumva abonată la acest fenomen de secetă în sezonul cald. Dacă ne gândim la deșertificare, aici era sud-vestul țării mai degrabă afectat. Sudul, Telormanul. Da, încă sunt acolo zone cu nisipoase, mai ales în partea de sud a Olteniei. Acum, conform schimbărilor climatice și cu ceea ce anunță colegii noștri climatologi, cam până spre finalul acestui secol ne așteptăm încet, încet, adică cam asta este tendința, faptul că averile să devină tot mai aride și mai călduroase și în acest context această deșertificare s-ar putea extinde în zona Câmpiei Române, adică să rămână nu numai în zona de sud a Olteniei, să extindă către Bărăgan, din păcate. E posibil să ajungem să se schimbe clima aici pe partea de sud a României, mai ales după anii 2040-2050. Acest proces, bineînțeles că va fi lent, nu va fi unul dintr-o dată, da. Prezentați-ne hărțile, ce vede meteorologul de serviciu pe aceste ecrane. Dacă este să ne uităm, aici avem o imagine satelitară cu norii. Avem aici o mișcare de rotație, vorbind de un ciclon care este prezent la sud-vestul țării noastre și care în orele următoare și la noapte va avansa peste țara noastră, iar mâine se va poziționa în zona Ucrainei, motiv pentru care în imaginile radar avem zonele unde plouă în acest moment, vedem că plouă în toată jumătatea de sud-est și cu cât o să înaintăm în orele următoare, aceste ploi vor cuprinde toată țara, iar în zona montană avem un cod galben până mâine dimineață. A fost emis astăzi de către Administrația Națională de Meteorologie un cod galben pentru ninsori viscolite în zona de munte, iar mai mult până la ora 21 aici în zona Carpaților Meridional și de Curbură estimăm chiar rafale ale vântului de peste 70-80 de kilometri la oră, ceea ce a impus acest cod portocaliu de viscol. Deci telecabinele vor fi oprite. Da, cu siguranță, cel puțin mâine la prânz. Mâine, într-adevăr, mai scade vântul, dar și în zilele următoare vor mai fi pasaje frontale care vor tranzita țara cumva de la vest către nord, mai ferit urmând să fie partea de sud și sud-est, cam până duminică. Cei care merg în mini-vacanța de 4 zile pe Valea Prahovei vor putea folosi telecabinele? O să fie un pic la limită. Vor fi și perioade care vântul va fi undeva mai moderat în zona aceea, poate chiar și intervale scurte când va slăbi în intensitate, dar vor mai fi intervale când s-ar putea să depășim din nou 60-70 de kilometri la oră și să se impună închiderea acestora. Deocamdată suntem așa la limită între a fi deschise și închise. Cu siguranță cei care se ocupă de acestea vor lua decizia corectă, mai ales atunci când vântul va depăși pragurile respective, când vântul va bate mai tare. Cum spuneam, deocamdată avem strat de zăpadă, dar la altitudini în general de peste 1500 de metri, deci de la Sinai 1500 încolo este zăpadă mai multă. Da. Și dacă vorbim de acest vânt mai puternic, vorbim pe toate cele 4 zile din mini-vacanță? Da, dacă este să punem deocamdată, punem estimativ așa, o rafală maximă, de exemplu, dacă e să ne uităm aici pe ultimul. Avem, de exemplu, aici rafala maximă din 6 în 6 ore. Vedem că până diseară zonele montane de aici din sud o să aibă ceva vânt de peste 70-80 de km la oră. De asemenea, zona Dobrogei este sub cod galben până mâine la începutul zilei. Vedem că mâine noapte începe vântul să aibă o pauză, chiar și la începutul zilei de 30, după care pe creste s-ar putea să mai depășim 50-60 de km la oră, undeva pe 30 spre 1 și 1, pe ziua de 1, deci în altitudine masă ar trebui să mai avem un vânt un pic mai tare, dar deocamdată este la limita codului galben. Însă faptul că avem zăpadă acolo o mai poate spulbera și mai pot fi probleme legate de vizibilitate, pentru că deja avem zăpadă proaspăt depusă și știm că nu neapărat trebuie să avem fenomenul de viscol din ninsoare, dar putem avea această zăpadă spulberată deja existentă. Și în weekend?
În weekend pare să aibă loc o pătrundere de aer mai rece. Dacă pe 1 și pe 2 o să ne încălzim, mai ales în jumătatea de sud a teritoriului, așteptăm chiar și maxime care să depășească 15 grade. De exemplu, pe 1 și pe 2 în capitală vor fi 16-17 grade. Din păcate, spre weekend vremea se răcește din nou, va avea loc o pătrundere de aer mai rece dinspre partea central-nordică și este posibil ca în acest moment par să avem și precipitații. Este posibil să avem din nou precipitații amestecate, ploi la povise și nisori, chiar și pe partea de sud a țării, pe parcursul zilei de duminică, dacă materialele se mențin cum sunt acum, dar se mai pot schimba, pentru că vorbim de 4-5 zile. În vreme de cabană sau la munte, la Sinaia Predeal, mai degrabă de cabană decât de... Exact. Mai degrabă de, adică aspectul este mai degrabă de iarnă în zona de munte pentru mini-vacanță decât de ce a fost până acum. De, exact. Adică cei care se duc acolo ar trebui să fie echipați de iarnă, clar. Cei în toate care, privințele și cu mașinile și cu tot. Și cei care merg în Bucovina sau Maramureș, cum... Vor petrece această mini-vacanță. Da, acolo s-ar putea să fie precipitații mai spre ploaie, mai ales în zonele mai joase, pentru că deocamdată este această pulsație mai caldă, iată. Vedem aici nuanțele acestea roșu spre violet, care indică prezența unei mase de aer mult mai calde dinspre bazinul Mării Mediterane până pe 2, după care vedem că din 2 încolo spre weekend avansează o masă de aer mai rece, vedem aceste culori de verde și albastru care se intensifică pe țara noastră. Deci s-ar putea spre finalul săptămânii acolo în Bucovina și Maramureș să revină din nou ninsorile în prim plan, după ce până atunci o să avem mai mult ploi. Care e rolul meteorologului în această ecuație? Într-adevăr, așa cum știm, sunt mai mulți parametri care se măsoară și care cumva definesc atmosfera, presiune, temperatură, umezeală, vânt. Fără aceștia nu am putea să facem o prognoză. Practic, acești parametri îi luăm pe de-o parte de la nivelul solului, de la stațiile meteorologice, dar de asemenea și cu ajutorul baloanelor putem vedea și cum este atmosfera pe verticală, este foarte important. Prin urmare, colectăm acești parametri și sunt introduși în partea de modelare, pe baza ecuațiilor care guvernează legile fizice, într-adevăr, și vedem cum evoluează acești parametri pe mai departe ca să putem crea acea prognoză. Din presiunea atmosferică putem vedea cam cum se poziționează formațiunile barice la nivelul continentului european ca să știm de unde vin și ce aduc cu ele. Așa cum știm, în anticiclon vremea este mai bună față de cicloni care aduc intervale acestea cu precipitații și vânt. De asemenea, din umezeală putem vedea norii care se formează și dacă sunt precipitabili și așa mai departe. Prin urmare, avem aici, v-am arătat numai un model, este cel de la Centrul European, dar să avem practic la îndemână mai multe modele și cu cât ai mai multe modele începe să crească incertitudinea. Nu de multe ori s-a întâmplat ca modele să nu fie de acord, cum spunem noi, adică să nu meargă în același sens, mai ales după a doua, a treia zi. Și atunci intervine și experiența meteorologului, care în anumite situații, de exemplu, cum se așează masele de aer, cum este circulația în altitudine de la nivelul solului, știe cam la ce să se aștepte și atunci trebuie să ia o decizie. Într-adevăr, n-au fost multe situații, adică au fost multe situații delicate în care, mai ales la punct fix, cum a fost zona Bucureștiului, să prognozezi o furtună pe timpul verii, pentru că poți să ai majoritatea din ingrediente, dar furtuna să fie undeva să ne ocolească. S-a întâmplat de multe ori și atunci, într-adevăr, putem vorbi de o probabilitate a prognozei, mai ales pe timpul verii, mai ales în aceste furtuni convective în care se formează acei nori cu dezvoltare mare pe verticală cu mulonimbus. S-a întâmplat de multe ori să emitem un cod pentru București, dar să nu plouă la fel. În unele cartiere să plouă torențial și în altele să fie soare și atunci, într-adevăr, unii au mai zis, păi la mine în cartier n-a fost nimica, dar trebuie să înțeleagă că aceste, mai ales pe timpul verii, aceste fenomene convective se inițiază local și nu poți avea aceeași intensitate peste tot și de asta uneori se dă un areal, dar nu întotdeauna fenomenele sunt la fel peste tot. Pentru că ați amintit Bucureștiul, capitala, da. Episodul de viscol din weekendul trecut, da. Au fost afectate localități din apropiere, să spun,
nu știu, Cernica, din Călăraș, din județul Călăraș. Cernica e tot în Ilfov, dar imediat lângă. Și în capitală n-a părut așa o Da, pentru că a fost o situație foarte delicată, în sensul că acea pătrundere de aer mai rece s-a simțit până în apropierea Bucureștiului. Practic, aproape de București a fost ca un munte care a oprit totul. Practic, vântul mai intens s-a produs și București a avut vânt de 45-50 de kilometri la oră, dar cu cât înaintat de la București câțiva kilometri, deja am întâmpinat vânturi de 70-80, iar în zona Bărăganului și Dobrogea au fost și peste 100 de kilometri la oră, pentru că acolo au fost condițiile prielnice. Acolo am avut acea pătrundere de aer mai rece și cu ciclonul foarte aproape în zona Mării Negre și acolo s-au generat, de fapt, s-au completat vântul cu precipitațiile mai abundente. Bucureștiul a fost la margine și de asta de multe ori e o situație foarte delicată în care trebuie să luăm o decizie dimineața dacă băgăm Bucureștiul sau nu într-un anumit tip de cod. Este foarte delicat uneori, mai ales când ai la limită aceste ingrediente. Funcționează așa numitul horn de căldură, faptul că ai asfalt pe 600 de kilometri pătrați și... Da, uneori pe timpul verii ne confruntăm cu acest efect de căldură al orașului, pentru că de multe ori acesta diminuează. Poate să coboare niște nori de furtună, de exemplu, din zona subcarpatică de la Ploiești, să plouă torențial, iar când ajung în zona Bucureștiului să fie disipați, dar sunt și situații când această mică poluare poate să amplifice anumite furtuni. Există și viceversa, da. Dar, în general, mai mult inhibă decât, da. Da, viscolul de sâmbătă n-a fost influențat de... Nu. Pur și simplu așa a trecut... Da, exact. Așa s-a generat ciclonul și s-a activat când a ajuns în vestul Mării Negre. Acolo au fost intensificările cele mai... Și a tras după el, bineînțeles. Adică s-a simțit în partea lui posterioară, Bărăganul și Dobrogea. Mulțumesc încă o dată. La revedere.